Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Plecăm la Băicoi, la a doua oară. Ne-a anunțat Cristi că a demontat tot motorul la propriu, la modul că n-a mai rămas nimic din el. E dezmembrat complet, clar, nu o să arate bine, vă dați seama. Și vedem exact ce urmează să facem cu acele piese, pentru că clar nu le voi lua și le voi agăța pe pereți. Trebuie să le ducem să le vopsească și clar am să le duc unde am vopsit Audi, adică le vom face identic cu Audi, satin black. Drumul ăsta este către Costin, la zi de ăștia a patra. Drumul către Costin. O să mergem și la el cu evacuarea, stați liniștiți. Va veni alt vlog, fraților. Deci acum, cu toată viteza înainte, avem drum drept, kilometri avem, benzină avem, roți avem, motor avem. Și începe nebunia. Și acum, Candy Popescu, 130, 140, 150, 160, 170. Vai de capul meu, nu vine să cred că trebuie să urci kilometrajul. Nu pot. Mai avem 18 minute până la el. Am intrat pe calea, mă rog, calea, auzi. Am intrat pe centura Ploiești. Vedem că avem un echipaj de poliție mai în față, dar este ok. Suntem aproape de ploieștenii mei preferați. Vă pupă baghera dacă cumva vede cineva acest vlog din Ploiești. Vreau să vă zic că urmează să vin pe la voi, pe la Park Vest, să vedem când o să facă street crew evenimentul ăla, da? Sunt atât de curios să văd cum arată motorul ăsta. Cred că o să fie bucăți. Am înțeles că trebuie să comandăm și ceva piese, deci aparent au apărut ceva probleme pe acolo sau au fost găsite probleme. Vedem mai exact ce atunci când ajungem la el și o să ne explice despre ce este vorba. Și mergem spre Băicoi. Ia, patinează. O patinează, mă, cum să... Bă, moare motorul, dă-i-a, băga-mi aici. Așa. Iarna, cred că e foarte amuzant aici. De urcat. A doua, dă-mi a doua. Mai avem un minut. Nu o să mai filmez pentru că nu vreau să-i dezvăluim locația casei. Mi se pare tare că a rămas și numărul așa. Numărul aici. Deci cam atât a mai rămas din motocicletă, fraților. Cristi a făcut exact ce i-am spus. Adică mai e ceva de spus? Nu cred. Da, da, alea sunt detalii. Vin astupate cu astea. Ah, ok, sunt detalii foarte mici. Astea de plastic. Astea la fel, nu poți să le faci nimic. Da, se vede, și se vede. Ca să le colantezi pe astea, e, nu cred că stă nimeni să... O să... Problema mă interesez. Uite, aici deja... Are o tendință... Să... Nu aici. Da? Ia putere. Da, ok, am înțeles. Deja se exfoliază, la revedere. Și ăsta, și celălalt. Și celelalte, da, mă gândesc. Mă gândesc, căldură excesivă și ce e parte. Metal, merge făcut electrostat. Da, da, corect, așa este. Asta să văd exact ce nevoie o să fac, habar n-am. O să mă interesez. Garniturile de capace și pe partea asta și pe partea cealaltă. Automat, două, automat, da. Că alea sunt coapte total. Mă gândeam. De asta și am vrut să-l aducem în stadiul ăsta, ca să-l pot face de la zero, să știm o treabă. Băi, merge. E ok. Adică a pornit bine, merge rotund, merge cum trebuie. Super. Decât că aici au dat, nu știu ce au dat, dar sunt foarte garniturile, odată ce le dai jos. Automat, da, da, da. Așa, la capacul celălalt mai avem două semeringuri care... Vin pe axul ăsta, care ăsta e de la schimbătorul de viteze, okay. Și vin aici tot așa ca să nu curgă ulei și garnitura asta care, iau, e... Ok, se rupe în bucă. Da, la revedere. Nu mai are nicio proprietate. E plăia aici, uite, pe lângă fire. Wow. Vedem ce, cum le spălăm, le aranjăm și pastea. Curățăm, îi punem garnituri noi. Foarte tare. Foarte tare. O să fie în regulă. Căițele astea, dacă tot așa, țevile astea merg făcute că-s metalice, astea e apă scăzută rău, o să-ți arăt eu. Aici erau, încă nu e perfectă, o vezi că are un onduleu aici undeva. Ok. Astea am reușit cumva de le-am îndreptat, uite, și aici mai un pic, dacă dai cu mâna să simt. Bine, el mi-a spus că a căzut așa, adică mi-a zis. Și pe asta la altă, la fel,
asta e după o parte. Aici e o manțocărie, dacă vrei să o faci neagră, merge și asta făcută neagră. Ok. Atât că se strică ăsta, dar ăsta o să-l scot eu. Restul poate să facă cu totul grămadă. Am înțeles. Așa. Cauciucul ăsta. Trebuie scos doar. Ia yes. Acolo pur și simplu. Ah, ok. Deci, am înțeles. Deci, practic, ne trebuie și manșoane noi. Astea sunt... Îți dau site-uri date, îți dau tot ce... Perfect, oricum, sunt atâtea modele și atâtea, tot așa, în stilul ăsta mi-ar plăcea. Ar fi... da, arată mișto. Simt. Arată. Ia să vorbești cu Luci. Tu poți să te uiți și pe lui. Așa. Eu, de exemplu, am luat 2000 de euro odată, adică au venit toate cele țipă. Ce vacă? Uite-o cât e de strâmb aici. Ah, ok. Aici, ăsta care trebuia să fie drept, i-au dat un ciocan ceva, că probabil nu mai apăsa pe contact. Ah, ok, am înțeles. Așa. Și ea stă cumva în sus, în sus, așa. Am înțeles. Când o strângi, mânerul vine cam așa. Uite, vine cam așa. Da, în loc corect. Să vină pe linie, el vine cam așa. Am înțeles. Bun. Dar cel mai bine bănuiesc că ar fi să înlocuiesc toată piesa cu totul, nu? Astea le găsești separat, doar pe astea. Ah, ok. Ca să nu dai bani pe suport. Fix ce ne trebuie nouă, adică. Exact. Mm-hmm. Problema e că astea nu se pot îndrepta. Ăsta e aluminiu, tragi de el, gândeam, s-a rupt, corect. Și încălzit și... Și nu merită. Și nu merită. Nu merită. Simplu, cel mai simplu. Că și dacă, eu dacă reușesc acum să ți-o aduc cât de cât și prinde fisuri pe undeva, mergi, nu știu, 3-400 de kilometri, ți se rupe undeva pe drum, rămâi pe acolo. Ferească Dumnezeu. Nu e nicio problemă, că e ambreiajul, de exemplu. Da, da, totuși. De ce să nu-l schimbăm, să știm o treabă? Oglinzile îți alegi tot da, așa, da, tot găsești așa, tot da, ce. Cu siguranță. Astea sunt... Problema mare e că dacă ți se arde un bec de aici sau de aici... E foarte greu de ajuns. E bubă. Or încercăm cumva și îl spargem pe ăsta da. Și cumpărăm piesulica asta care e o chestie lungă așa ca un șurubel. Ok. Ca să poți să scoți bordul. Eu am vrut să-ți dau ăsta jos ca să-ți o colanteze ca lumea. N-are da. Decât ori slăbește piulițele și să mișcă ăsta un pic, să-ți bage colantul pe dedesubt, ori ți-l face da, asta e ultima problemă. Da, da, asta... Ăsta la fel, e plastic, nu poți să-l faci decât colantat. Da, asta și cu... Deci practic noi dacă vom schimba asta, ne va permite să schimbăm becurile mai ușor? Poți să... Nu, problema e alta. Nu știu de ce au gândit-o așa. Eu ca să schimb un bec, da. Ăsta sau ăsta, trebuie să scot ăsta. Da. Ăsta odată montat nu mai poți să-l scoți. Am înțeles. N-are șurub pe să țin de ăsta, să-i desfac șurubul okay. din interior și să-l trag am afară. Înțeles. Am înțeles. Unele așa au. Mm. E, modelul ăsta n-are aș. Am înțeles. Eu le-aș vopsi din nou, că ia uite cum e. Da, cu siguranță. Toate piesele am să le trimit. Că la Lucian le vopsesc. Da, da, la da, el, la mă gândeam. Da, la el, că da, da. Tot la el am vopsit și mașina și automat o să le fac la el. Absolut tot. El așa. Ăsta la fel e recondiționat gri. Și așa mai departe. Uite aici, ai un onduleu. Care ăsta de la căzătură cel mai probabil. Ăsta ar trebui, păi ți arăt pe cadru cât de rău a fost căzută. Nu vreau să mă gândesc. Băi, ea n-are nimic. Uh-huh, uh-huh. Așa. Eu ți le-am pus așa că n-am mai ținut, au l-o să zgârie, știi? Logic, știm că le recondiționăm, e complet normal. Acum, da. Rest, n-am. Mi se pare complet normal. E jegul gros și pe aici, asta e de la carburator. Automat va fi curățare, glas și toate cele, nu ne facem griji, corect. Pe aici, pe undeva, asta e capacul de la baterie, că eu am dat-o jos să știu că e în regulă. Uh-huh, aici uh-huh. E afumată, că de la... Sărăciile astea au sudat niște mufe pe acolo să se potrivească, trebuie să-i luăm tot așa două garnituri de evacuare. Da, pe origina. Chestia este că eu am să fac altă evacuare, asta nu-mi place absolut deloc, este foarte scurtă și am pe cineva care lucrează în partea, pe partea de evacuare și mă gândeam să fac o replică, o replică ale lor și tot așa învăluite cu bandă, asta e o bandă, nu știu, de slabă calitate pentru că se încălzea extrem de tare și încă afumă banda de titan, cel puțin eu știu că după ce s-a topit, păi nu, s-a încălzit, cred că e de ceva, cârpă ceva. Exact. De cârpă, nu e de titan. Că am pus și eu la mea la evacuare din capotă și n-am avut nicio
Da, 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 nu, asta e un material ceva. Cumva rezistent la temperatură, nu s-arde, dar nici nu e. Nici nu e, că am văzut că încă emană, e extraordinar de mult. Găsești și pe Luis de ăsta, da, vezi da, dacă da, da. Te ajută. A, oricum, am să iau și evacuarea cu totul și am să merg și la băiatul ăla să-i fac o replică. Dar garniturile tot îți trebuiesc. Cu siguranță, pentru siguranță. Pentru că acolo unde vin prinse motor, de acolo vor fi tăiate. Acolo a suflat și a fumat da. Totul. Panici. Mă gândesc că va tăia capetele alea de la tot ce înseamnă acolo la montat. Și va continua al model și îmbrăcat în bandă de tic, dar da, o replică da, da. Asemănătoare, ceva de genul. O replică. Altceva. Ce să-ți mai arăt eu? Că am mai găsit, dar uite, cu grămadă... Cu grămadă este, da, cu siguranță, mă gândesc că... Cricu ți l-am dat și pe ăla, că dacă tot... Automat, da. Oricum a, era puțin cam șubret, ce-i drept. Era... De ce? Că făcea așa? E normal să... Nu, no, asta da, cu siguranță. Mi se părea că era puțin cam șubret, dar nu știu. Cred că din cauza că nu știu, că n-am avut până acum motociclete. Ok. Așa. Asta e, o vezi cum e. E țiplă, e curat. Da, am văzut. Ia uite-o pe asta, bă. Ah, ok, se văd denturile. Nu, uite, curge. Uite, ulei, picătura de ulei, okay. Uite. Ah, ok. Aia okay. Nu e transpirație, ce e aici e ulei care de fapt nu mai e ulei, că ia uite. Okay. E goală. Am înțeles. Nici ar fi trebuit să se compreseze atât de ușor. Ba, da, dar să nu facă zgomot. Nu, e cursă rău. Uite. E de o diferență. Dar nici asta nu e chiar... Da, dar astea eu, când le faci, să fac amândouă pereche, să schimbă uleiul la amândouă, să pun semeringul da, noi. Da, înțeleg, înțeleg. Așa. Cursa ghidonului. Așa. E, ia uite-te tu de desubt aici. Ia uite. Oho, ok, am înțeles. Bun. Bun, în ghilimele. Dar să știi, nu ai ce să-i faci nici la asta. E inevitabilă treaba. Inevitabil, aici cred că ăsta a fost în sus, i-au mai dat două cel mai probabil. Că știi ce se întâmplă? Dacă ăsta e în sus și cursa e mai mare pe partea asta, de fapt, cred că asta s-a și întâmplat în momentul în care i-a atins ghidonul de rezervor. Uite aici. Am observat oarecare chestie la virament. E fix pe partea aia. Deci se leagă totul acum. Ușor, ușor se leagă totul. Da, eu am văzut-o, dar zic, bă, hai că oricum desfac și văd... Cu siguranță, cu siguranță. Păi mă gândeam că așa o să se întâmple. Gata, dragilor, am terminat. Avem toată mașina încărcată cu piese. Am să vă arăt când cobor jos, că n-am mai stat de filmat. Sunt mici detalii ce ați auzit voi, adică nu e ceva grav. Motorul pornește foarte bine, totul este în regulă, trebuie doar recondiționat absolut tot, revopsit și montat la loc ca atare. Adică vorbim de... Asta e că trebuie să facă drept aici. Făcut totul ca atare. De la, nu știu, garnituri, semeringuri, apar n-am. Deci refăcut de la zero. Asta este cert. Mă bucur extrem de mult că am dat de acest om, care mie personal mi se pare un om fantastic, mi se pare un om extraordinar din orice punct de vedere. Este exact genul ăla de om de îmi place mie, foarte serios, foarte respectuos. Și la el nu există chestii de genul ăsta, nu știu, țigăneli, bla bla bla, stai boss, că nu știu ce. Deci eu în toată viața mea am încercat să fug de genul ăsta de oameni, pentru că nu vine nimic bun din partea lor. Doar pierzi timp aiurea, pierzi bani și totul este, nu știu, rezultatul nu va fi ce trebuie. Va fi un rezultat, dar nu va fi ce trebuie. Lucian, da, omul de la care am luat BMW-ul, m-a ajutat extraordinar de mult și am un respect aparte pentru acest omuleț. De asta și astăzi, de asta mergem acum direct către el. Sper să-l mai prind până la ora 5 acolo, este ora 2. Imediat am să bag și eu Waze-ul, să vedem la cât ajung. Trebuie să și mă și șterg puțin, că am băgat mâna în piesele alea și ne-am murdărit puțin, dar nicio problemă, mie nu mi-este frică să mă murdăresc. Nu avem manicură, pedicură făcută, dacă mă înțelegeți, suntem băieți. Suntem băieți, avem între picioare ce avem, suntem bine. Și îi dăm către București, când ajung acolo am să vă prezint și ce avem în portbagaj, că avem full și se anunță ceva grav. Gata, fraților, am ajuns și la Casa Poporului, trebuie doar să parcăm și să mergem către Lucian. Revin direct după ce parchez. Casa Poporului, ia fiți atenți, avem așa.
aici cam asta a ajuns motorul lui Bercea, o grămadă de piese. Aici avem evacuarea cu care va trebui să mergem la Costin. Acolo sunt niște pete, nu contează. În portbagaj avem jantele, rezervorul, șaua, capacul de la motor, mai multe chestii. Acum haideți să mergem pentru prima dată în Casa Poporului, ne așteaptă Lucian. Sper să nu îmi ridice cineva mașina de aici cu piesele, dar mă rog. Deci aparent eram la intrarea greșită în capătul celălalt, așa că am parcat și o repede acolo. Și hai să vedem ce e înăuntru. Deci, repet. Încă puțin, mamă, ce am obosit. Trebuie să recunosc că e mai mare decât mă așteptam. Când ești aproape de aia. Sting. Trebuia să mi-au pus și covor roșu, nu se poate. Ce frumos. Evident, glumim. Hai să sunăm pe... să sunăm pe Lucian. Am plecat, am terminat evenimentul, sper doar să mai găsim Loganul la colp.